Bună ziua, stimați colegi, stimați invitați. Vă rog să vă ocupați locurile în sală pentru a putea începe ședința solemnă. Mulțumesc. Bună ziua! Domnule președinte al Parlamentului Republicii Moldova, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule fost președinte al României, domnule președinte al Curții Constituționale, prea fericirea voastră, înalt prea sfinția voastră, domnule rabin șef al cultului Mozaic, domnule muftiu al cultului musulman din România, stimați membri ai corpului diplomatic, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați, onorată asistență. Vă rog să-mi permite să declar deschisă ședința solemnă comună consacrată primirii mesajului domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, cu ocazia deschiderii celei de-a doua sesiuni parlamentare din anul 2021. Vă invit să ascultăm imnul de stat al Republicii Moldova și imnul național al României. Doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați membri ai corpului diplomatic, stimați invitați, onorată asistență,
Dați-mi voie să invit la tribună pe domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Vă rog, domnule președinte. Stimați parlamentari, onorată asistență, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru invitație, mulțumesc domnule președinte Orban, este o onoare pentru mine să mă aflu aici și să vă pot adresa câteva cuvinte în calitate de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. Vin să vă mulțumesc pentru sprijinul constant și mereu oportun pe care l-a acordat statul român Republicii Moldova pe parcursul a 3 decenii de la declararea independenței. România este principalul avocat al Republicii Moldova în aspirațiile sale de integrare europeană și sperăm că următorii ani vor fi decisivi în efortul nostru de apropiere de Uniunea Europeană. Vin să vă mulțumesc în mod public și pentru mâna frățească întinsă, dezinteresat de România, într-un moment de cumpănă pentru Republica Moldova, în timpul pandemiei de COVID-19. Acum un an și jumătate, pandemia ne-a prins cu o guvernare fără legitimitate, coruptă, incompetentă, cu instituții fragile și oameni deznădăjduiți. De aceea, modul exemplar în care a acționat atunci statul român, din puținul pe care l-a avea și cu problemele proprii pe care le avea, ne-a ajutat foarte mult în combaterea pandemiei. Dar cel mai important, a salvat sute și poate mii de vieți omenești. Vă suntem sincer recunoscători pentru aceasta. Vin de la Chișinău cu vești bune. După alegerile prezidențiale din toamna anului trecut și cele parlamentare extraordinare, Republica Moldova se întoarce, după ani de rătăcire, pe drumul cel bun, pe drumul dezvoltării și modernizării de tip occidental. Este drumul care ne va aduce libertate, dreptate, prosperitate în cadrul familiei europene. Președinția, Guvernul, Parlamentul Republicii Moldova au astăzi un mandat ferm pentru a curăța, dezvolta și deschide țara spre exterior. Nu va fi deloc ușor, dar niciodată în ultimii 30 de ani nu s-a simțit în Republica Moldova o dorință mai mare, mai sinceră, de a aduce politicul în slujba cetățeanului și de a construi un stat puternic, cu instituții funcționale și eficiente, care să lucreze pentru oameni. Prioritățile noastre sunt prioritățile oamenilor. Lupta împotriva corupției și consolidarea statului de drept, întărirea instituțiilor, dezvoltarea economiei prin susținerea antreprenoriatului și crearea unor locuri de muncă generatoare de prosperitate și oportunități pentru oameni de a rămâne acasă. Investirea în dezvoltarea comunităților ca să beneficieze de standarde decente de viață, promovarea unor politici sociale responsabile, în special în raport cu cei mai vulnerabili, începând cu pensionarii. După 10 de ani în care statul nostru nu a lucrat pentru cetățeni, dar pentru un grup de oameni grupați în jurul celor care au capturat statul, Republica Moldova a venit timpul schimbării. Acum este timpul să pornim vremuri bune pentru Republica Moldova, să ne dezvoltăm prin accelerarea integrării europene și să lucrăm foarte strâns cu cei care au expertiza și experiența. Și aici gândul meu vine în primul rând la România. Suntem într-un moment extraordinar al relației noastre bilaterale.
la care atât la nivel politic, parlamentar, executiv, guvernamental, dar și la nivel societal, compatibilitatea este deplină. Îmi spunea cineva recent că nu-i ușor să-i aduni pe români împreună, în special atunci când vine vorba despre politică. Dar victoria președintelui Maia Sandu din noiembrie anul trecut și a Partidului Acțiune și Solidaritate din 11 iulie a reușit acest lucru. Acum avem șansa istorică să ne realizăm obiectivele comune spre beneficiu cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt sigur că în anii următori vom fi foarte ocupați cu toții cu proiecte comune de infrastructură de transport, energetică, de educație sau telecomunicații, de sporirea investițiilor care să creeze locuri de muncă, cu încurajarea schimburilor culturale și educaționale. Avem datoria să facem ca oamenii de pe ambele maluri ale Prutului să trăiască mai în siguranță și mai bine acasă, împreună, în Europa unită. În calitate de președinte a Parlamentului, sunt sigur că putem face din relația noastră interparlamentară un punct cheie al parteneriatului frățesc și strategic dintre cele două state. Atât în proces de integrare europeană, dar și în abordarea provocărilor pe care le avem cu toții. Pandemie, creștere economică durabilă, scăderea populației, creșterea inegalităților economice și sociale. Putem colabora și putem găsi împreună soluțiile cele mai bune. Am încrederea că, prin soluțiile concrete pe care le vom găsi și prin instrumentele pe care le avem la dispoziție, vom putea atinge obiectivele comune de care au nevoie cetățenii noștri. Dragi prieteni, Republica Moldova se deschide. Republica Moldova se transformă. Republica Moldova vrea să lucreze pentru securitate, prosperitate și dezvoltare alături de partenerii săi. Mă aflu aici pentru a transmite un mesaj de încredere și de îndemn la acțiune. Hai să dăm mână cu mână, să construim un viitor comun aici, la noi, acasă, în Europa. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte, domnilor și domnilor senatori și deputați, stimați membri ai corpului diplomatic, stimați invitați, onorată asistență, vă mulțumesc pentru participare și vă rog să-mi permiteți să declar închisă ședința solemnă comună a Senatului și Camerei Deputaților.